Două surori de 34 și 43 de ani, care merg frecvent la Mănăstirea Vlediceni de lângă Iași, au fost și aseară la slujbă. Părintele Calistrat, un duhovnic cunoscut, spune că cele două aveau un comportament ciudat și în curtea mănăstirii l-ar fi îmbrâncit după ce le-a atras atenția că nu se comportă cuvincios. Aseară la masă era vreo 300 de oameni și vine o avocată bătrână care e pensionară, mai tare pâine la noi, și îmi spune: vezi că-s tot aici, tot fac cir. Și eu m-am dus cu bune intenții, zic: bă, fetele, v-au spus, stați sus, nu mai filmați, să vă vedeți de treabă. Noi nu discutăm cu gunoaie. Și aia o scos telefonul, cum îl aveți dumneavoastră, și l-a pus așa în fața mea. Și am spus: nu filma, că ai interzis. Demonstrează-mi. Și cealaltă mi-a pus piedică, sorusa. Deci, ca să nu pot eu pășii. Și atunci m-am ridicat și i-am dat așa pistiumă. I-am luat telefonul și m-am izbizor și i-a paznic, dă-le afară. După incident, una dintre surori a făcut plângere la poliție. Polițiștii efectuează verificări pentru stabilirea cu exactitatea întregii situații de fapt. În jurul orei 20, femeile au mers la Spitalul Sfântul Spiridon, unde au fost consultate, dar nu prezentau leziuni grave. La momentul prezentării erau stabile, conștiente, chiar agitate și destul de revendicative. Pacienta de 34 de ani a fost diagnosticată cu prezența unor escoriații la nivelul cotului și genunchiului. Personalul medical a povestit că cele două femei au fost foarte vocale și au avut un comportament ciudat cât timp s-au aflat la unitatea de primiri urgențe din spital. Mai mult, în timpul investigațiilor au solicitat să plece și au semnat în foaia de observație că nu mai doresc continuarea examenelor medicale.